binele și răul. Și tu și eu am fost învățați încă de mici să diferențiem binele de rău. Dar dacă n-am fi fost învățați, am fi ajuns buni sau răi? De fapt, întrebarea e, în esența lor, oamenii sunt buni sau răi? Această întrebare de-a dreptul fundamentală în ceea ce privește natura umană i-a măcinat pe mulți de-a lungul istoriei. Deci avem de-a face cu o grămadă mare de teorii. Jean-Jacques Rousseau credea că oamenii se nasc buni și că ne preocupă în mod instinctiv binele celorlalți. Thomas Hobbes era de părere că oamenii sunt răi și egoiști și doar societatea și legile ne salvează. Iar Adam Smith spunea că fiind ființe sociale suntem condamnați să ne împărtășim unii altora bucuriile și necazurile. Adică dacă îi facem cuiva rău ne simțim inconfortabil, ca și cum au avea ceva pe suflet. Iar dacă îi facem bine experimentăm o anumită satisfacție și stare de bine. Prin urmare, cum din punct de vedere biologic corpul nostru caută să elimine sau să nu se expună factorilor stresanți, în mod instinctiv căutăm să nu facem rău nimănui. Iar când avem oportunitatea să fim buni cu ceilalți, facem asta pentru că ne simțim bine. Deci, ca să afle răspunsul, cercetătorii au studiat niște subiecti care nu au fost educați într-un anume mod, care nu au citit o carte în viața lor și care nu au fost influențați de societate. Adică au studiat niște bebeluși, cea mai pură ființă umană. Experimentul a constat practic într-un spectacol de păpuși, în care scena era un deal, iar personajele erau trei forme geometrice, colorate diferit și cu o pereche de ochi fiecare. Una dintre păpuși se chinuia să urce dealul, dar nu prea reușea. Alternativ părea în scenă și celelalte păpuși, una încercând să ajute cercul să urce, iar cealaltă încercând să l împiedice. Ulterior pus să aleagă între cele două păpuși, majoritatea bebelușilor au întins mâna spre păpușa care a încercat să ajute, pentru a fi siguri de rezultate și de faptul că bebelușii nu au fost influențați în alegere de culoarea păpușii, cercetătorii au repetat experimentul, dar de data aceasta cu un simplu cerc roșu în locul cercului roșu cu ochi. Dacă ar fi fost influențați de culoare, bebelușii ar fi respectat tiparul alegerii anterioare, lucru care nu s-a întâmplat. Practic concluzionând că tindem să ne asociem cu binele și cu cei care fac bine, decât cu răul și cu cei care fac rău. Fapt confirmat și de un alt experiment de data aceasta cu niște subiecti adulți din care a rezultat că dacă alegem instinctiv tindem să fim mult mai buni cu ceilalți. Iar când stăm să analizăm situația devenim mult mai egoiști, semn că suntem în general niște ființe bune, dar că societatea ne schimbă. Bune atât timp când ne aflăm într-un mediu prietenos, avem suficientă hrană și suntem în siguranță. Dar dacă ne aflăm în situații de reală criză și supraviețuirea ne este pusă în pericol, suntem gata să călcăm instinctiv în picioare orice ne iese în cale. Excepție fac conform cercetătorilor 5% dintre indivizi, care și în situațiile limită sunt gata să se sacrifice pentru alții, și alți 5% care sunt egoiști indiferent de contextul în care se află. Noi ceilalți ne zbatem între bine și rău, alegând opțiunile care ne asigură supraviețuirea. Practic, binele și răul sunt relative și depind de contextul în care ne aflăm. Considerăm că să omori un om e rău, dar dacă faci asta pentru a-ți apăra țara pe alții sau pe tine însuți, e bine. Suntem ciudați. Dacă vrei să citești mai multe despre acest subiect, pun în descriere linkurile din care m-am inspirat și eu. Nu uita să te abonezi la canalul de YouTube și să dai like paginii de Facebook dacă vrei să afli și mai multe lucruri interesante. Linkurile tot în descriere. Iar dacă ți-a plăcut videoul și ți s-a părut interesant, dă un like și distribuie mai departe să-l vadă și prietenii tăi. Chiar mă ajută. Fii informat, curiozitatea nu au mult pe